În Timișoara vor fi amplasate containere pentru colectarea deșeurilor textile în mai multe cartiere. Ieri am aprobat în Consiliul Local parteneriatul cu societatea care după colectare se va ocupa și de reciclarea acestor deșeuri textile. Containerele le amplasăm în piața Dacia, piața 700, piața Traian, intrarea Doinei și zona Soarelui, a transmis primarul Dominic Friț. De asemenea, administrația locală are în lucru deschiderea a patru centre de colectare, care dispun de finanțare prin fonduri PNRR. În aceste centre, timișorenii vor putea arunca deșeuri care acum nu pot fi depozitate nici în pubela Neagră, nici în Cea Galbenă. Totodată, centrul de pe Calea Șagului se va întinde pe un teren de 2,5 hectare.